Bitcoin hodlers, totul s-a schimbat. Ieri, desigur, am avut o zi plină de provocări, cu un alt roller coaster venit pe Bitcoin, iar astăzi se pare că am revendicat suportul de la 64.000. Desigur, un suport foarte important. Robert Greco aici cu voi, cu cele mai importante update-uri din zona cripto. Dacă nu ești abonat, te invit să te abonezi și apreciezi, poate, acest material. De ce s-a schimbat totul? Pentru că acum pe Bitcoin fac cărțile cine? Instituționali, adică băieții ăia grei. De când cu Bitcoin ETF, da? Și odată cu acești instituționali, vin lucruri parcă dintr-o realitate paralelă. Ce vreau să spun cu lucru acesta? Păi apar și predicții rupte de pe undeva, nu știm de pe unde. Precum cea a CEO-ului Van Eck, care ne spune că Bitcoin va fi jumătate din capitalizarea totală a pieței aurului, atingând prețul de $350,000 per Bitcoin. So about a year ago I started pounding the table because eventually the Fed is going to start easing here. That's great for gold and that's for Bitcoin. What I said is Bitcoin is growing up and will be eventually half the total market cap of gold. So that's about 350,000. So quite a ways to go from here. The super bulls, if central banks adopt it and you know, it's part of the monetary system, then you know, in the millions, but I don't like to talk about that too much. Da, nu știu, voi credeți asta? Eu personal, da, însă nu într-un timp scurt. Acum, și prin SUA, proiectul de lege propus pe care îl avem acum înainte, Bitcoin Act of 2024, arată că rezerva strategică Bitcoin din state va fi finanțată parțial prin ce? Prin reevaluarea aurului acelor de la Rezerva Federală, Federal Reserve. Și California Department of Motor Vehicles a digitalizat, atenție, cu succes 42 de milioane de titluri auto pe blockchain-ul celor de la AVAX. Pare că se construiesc lucruri și pe altcoin-uri. Și chiar dacă aparent altcoins ne joacă feste, totuși adresele active lunare, de pildă ale Solana, ating un nou nivel record istoric. De ce se mai schimbă totul? Fiți atenți! Inclusiv Comisia Juridică din Anglia și Țara Galilor a recomandat că activele cripto să fie recunoscute ca o nouă formă de proprietate personală. Iar rezidenții, de exemplu, din Emiratele Arabe Unite pot tranzacționa acum cripto chiar și cu conturile lor bancare. So, se întâmplă câteva lucruri interesante. Și ca să fie treabă, Tether, USDT, a anunțat un profit de $5.2 miliarde în prima jumătate a anului 2024. Vă dați seama ce bani grei fac ăștia cu stablecoin-urile? Sau cel puțin USDT-ul? Pe când o altă monedă stabilă, de exemplu FDUSD, da, un alt jucător important din piața de stablecoin-uri, înregistrează o scădere a ofertei totale de la $4.4 miliarde la $1.9 miliarde, cumva arătându-se îngrijorați de ceea ce se întâmplă. Și comercianții din piață se arată îngrijorați. Totul se schimbă și în rândul candidaților din SUA. Da? Marketingul lui Donald Trump nu are limite. De ce nu are limite? Ce credeți că vrea să facă bolândul ăsta? Acesta intenționează să vândă o ediție limitată de sneakers Bitcoin. Da? De tenis Bitcoin. Când îi dă drumul, eu personal o să cumpăr, așa, de colecție. Arată și interesant, da, nu știu, voi o să cumpărați? Lăsați-mi în comentarii. Și tot Trump a strâns $21 de milioane, în timpul conferinței, unde a fost de fapt invitat, da, din 2024. Surpassing the entire market cap of silver, it's not bad. How about gold? Let's go gold. And one day it probably will overtake gold, but based on the way it's going now, it could very well be a possibility. There's never been anything like it, and I don't think you've ever seen anything like it. And most people have no idea what the hell it is, you know that, right? Ca să vă faceți o idee, o întâlnire la masă rotundă cu Trump costă circa $850,000 de persoană. Iar o fotografie cu el costă cel puțin 60.000 de dolari.
se evaluează bine, băiat. Și la bursă, desigur, lucrurile se schimbă. În ultimele 20 de zile, cele 7 acțiuni magnifice au pierdut împreună 2,6 trilioane de dolari din capitalizarea de piață. Și numai Nvidia, dragii mei, a pierdut peste 1 trilion de dolari din capitalizarea de piață de la maximul înregistrat în urmă, e bine, cu o lună. În timp ce Fed, prin SUA, pentru că pe acolo se fac cărțile, da, se pregătește de scăderi ale ratelor de referință, Japonia, sau mai exact Banca Japoniei, majorează rata dobânzii la 0,25%, cel mai ridicat nivel din 2008. Și Intel-ul, da, intenționează să elimine mii de locuri de muncă, până la 10.000, pentru a reduce costurile. Bine, nu vor să spună că AI-ul înlocuiește extrem de multe lucruri. Sau poate că au probleme. Un alt lucru care m-a frapat. El Salvador, dragii mei, propune reglementarea comerțului cu Rusia în criptomonede. Și tot ăștia analizează posibilitatea de a adera la BRICS. E fantastic cum puterea acestora crește. Acum, dacă ar fi să mă întrebați, este rău lucrul acesta? Nu știu. Ideea este că America este super mare putere mondială, economică și militară. Dolarul are peste 60% din pondere în piață, sau are pondere de peste 60% în piață, controlează politica monetară mondială și vor să se apropie tot mai mult de granițele multor altor țări care sunt o super mare putere, poate mondială, economică și militară, precum Rusia. Și rușii nu vor. Pe premiza că ce căutați voi la granițele noastre. Și lucrurile acestea, servele astea politice, până la urmă șlefuiesc și economia. Și în felul acesta a apărut BRICS-ul, care vor să concureze, practic, să facă o nouă monedă care să concureze cu dolarul. Că nu se mai poate cu dolarul. Dar ce e interesant e că din ambele părți, mai ales în SUA, se cumpără Bitcoin. Pentru că s-ar putea ca soluția să nu vină nici din partea BRICS-ului și nici din partea SUA cu dolarul. Nu. S-ar putea ca soluția să vină prin intermediul Bitcoin, care reprezintă o rezervă finită, reprezintă un store of value, este cumpărat din nou de bănci, este cumpărat de țări, este cumpărat de băieții mari, da, de entități instituționale huge, uriașe, și s-ar putea ca în următorii ani acest activ să fie destul de relevant. De asta vă spuneam că pentru cei care sunteți curioși să vă faceți un portofoliu solid, să lăsați o moștenire, da, pământurile sunt extrem de bune, trebuie să fim diversificați, nu suntem absurzi, însă este tot la fel de important, dragi ascultători, să ne încărcăm și cu niște active care schimbă cumva forma în care noi trăim acum. Internetul nou, da? Bitcoin este acea rezervă, da? Acel store of value, și Ether-ul este puntea înspre noul internet. Totul tranzitează din internetul vechi în internetul nou, Ethereum e aici, bridge-ul ăla, puntea aia. Sau astea două sunt extrem de importante. Pe lângă alte criptovalute pe care, de exemplu, le evaluăm și aici pe canal și pentru abonații premium la noi în GC, în Grecu Capital. Dacă nu ești abonat premium și vrei să devii, să înveți despre lumea tranzacționării, să înveți trading, ai cursuri sistematizate, ai tot felul de lecții, ai tot felul de analize pe diferite altcoin-uri, decizii pe care eu le iau cu privire la anumite tranzacții și alte lucruri care s-ar putea să îți servească. Vă mulțumesc că v-ați rupt din timp, sper că acest material v-a servit. Cât timp, din nou, menținem peste 64.000 pe Bitcoin, cred că lucrurile arată în continuare bine. Avem aceste serve care deja se întâmplă de 4-5 luni de zile între 60.000 și 70.000 pe Bitcoin și se pare că Bitcoin-ul vrea să rămână în acest ranging. Am început luna august cu o corecție. Poate că o sfârșim cu un pump, cum am zis săptămâna aceasta. Să aveți continuare o săptămână binecuvântată. Și poate ne vedem și în weekend. Gata, v-am lăsat. Numai de bine.